În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân. Iubiți credincioși, cu pericopa lui Zaheu ne întâlnim de fiecare dată când se săvârșește Sfântul Maslu. Este cea de-a doua evanghelie din cele șapte ale Sfântului Maslu. Dar cu Zaheu ne întâlnim în fiecare zi și în fiecare moment în care ne uităm în oglindă. Toți credem că sediul rațiunii este în cap. Adică de acolo pornesc gândurile, de acolo pornesc toate începuturile faptelor noastre. Și iată că astăzi învățăm ceva deosebit. Cu toții știm că sufletul este rațiune, voință și sentiment. Dar ține de noi unde amplasăm sediul acestor funcții sufletești. Chiar se văieta cineva zilele trecute cum că este chemată la birou, deși tot ceea ce face la birou poate să fie făcut foarte simplu și mult mai confortabil și cu un randament mult mai bun de acasă. Pentru că pe aceeași platformă poate să butoneze și acasă, dar și la birou. Dar nu mai e vorba de pierderea asta de timp, de jumătate de oră, 40 de minute până să ajungi la birou, de privirea care te seacă la suflet când un coleg se uită că e la locul, de răceala pe care o simți atunci când intri în birou și găsești răvășite sertarele. Și mă întrebam și eu, dându-i un răspuns, de ce oare lumea nu se deșteaptă odată? De ce ne batem joc unii de alții? Tocmai pentru faptul că nu se înțelege că de noi ține unde așezăm sediul unei funcții. Datorită faptului că v-am spus de atâtea ori, la Sfântul Maslu am auzit această pericopă a lui Zaheu și în câteva cuvinte am să vă spun, m-am gândit că astăzi la Sfânta Liturghie să fac ceea ce Mântuitorul i-a cerut lui Zaheu, pentru că tot e liturghie, și anume să cobor din minte în inimă. Și de aceea îngăduiți-mi ca astăzi să vă vorbesc despre acest coborâș din inimă, din rațiune în inimă, pentru că nu este nici de cum un coborâș, este urcarea desăvârșită. Și iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile, Mântuitorul trecea prin Ierihon și un bogat pe nume Zaheu, care era mai mare peste vameș, nu putea să îl vadă pe Iisus pentru că era mic de statură. Aici dau slavă lui Dumnezeu că pot să vă vorbesc din propriul exemplu. Nici eu nu pot să văd până în spatele bisericii, deși aici să știți că este o solee cu 20 de centimetri mai înaltă. Dar întotdeauna stau și mă străduiesc să văd pe Iisus din cel mai mic dintre cei care au venit aici și n-am reușit de fiecare dată să-l văd, dar mi-am propus să-l simt, pentru că asta trebuia să facă și Zaheu. Și anume, văzând el că nu se poate să-l vadă așa cu ochii, s-a suit într-un dud, că a aflat el că pe acolo vrea să treacă. Acum nu știu dacă se organiza la fel pornirea și se dădea de către SPP traseul. Cert este că Zaheu, fiind mai mare decât vameșii, mai marele vameșilor, cred că aflase traseul acela unic. Și s-a suit în dudul care era pe traseul respectiv. Dar când a trecut Iisus pe acolo, privind în sus, l-a văzut și a zis: Zaheu, grăbește și dă-te jos, căci astăzi trebuie să mănânc în casa ta. Acum vă imaginați, toți care îl înconjurau, cât de mult s-au bucurat, adică pe noi nu ne bagă în seamă, noi care suntem mereu cu el, și uite, se uită la amărâtul ăla, care e un păcătos, vai de capul lui, i-a dat Dumnezeu și o statură mai măruntă, așa ca să-l însemneze într-un fel, și el tot nu se potolește. Și au intrat cu toții, pentru că în casa în care
vine Dumnezeu, eu nu poți să închizi ușile, Doamne, vină Tu și închizi ușile, nu. Pentru că în momentul în care ai închizi ușile, le-ai dat pe Hristos afară. Casa ta se face mai mică în momentul în care tu ai închis ușile. Și cum închizi ușa? Cum se face mai mică? Până la urmă rămâi singur dacă închizi ușile. Și el, lăsând ușa deschisă, bineînțeles că au intrat toți. Și au început să șoptească. A intrat să găzduiască la un păcătos, un altul. Lucru pe care Zaheu, să nu credeți că nu l-a auzit. L-a auzit, da. Ce mai? Era ziua lui să o ia așa, cum zice românul, în freză. Și și-a asumat lucrul ăsta. Și a început să spună: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Să știți că acestea erau niște lucruri din dreptul mozaic, lucruri care mai sunt până astăzi, vis-a-vis de cum poți să-ți răscumperi greșeala, nu vina, greșeala. Adică, pentru vină faci coloc câțiva ani la Mititica, după care, pentru greșeală, trebuie să dai din avere. E, lucru care în dreptul românesc nu se întâmplă, cel puțin nu se aplică. Să stă acolo 2-3 luni, după care toți se îmbolnăvesc și așa mai departe, nu intrăm în amănunte. Cert este că înainte vreme se recupera prejudiciu. Dacă se făcea o pagubă, nu de asta de 200 de mii, parcă acum să introduce ceva, orice pagubă la un animal cu patru picioare se dădea de patru ori înapoi. De asta a spus Zaheu: întorc împătrit. Dar numai la animale era împătrit. Dacă era o altă pagubă mai măruntă, se dădea decât de două ori, nu de patru ori. Dar el a zis așa, și-a asumat să dea maximum de ceea ce trebuia să se dea înapoi. Adică a zis: Doamne, gata, din acest moment eu mă schimb, dar nu mă schimb așa cu 2-3 grade, mă schimb la 180 de grade. El spunea cineva ce mă schimb la 360 de grade, deci înseamnă că te-ai întors de unde ai pornit. Și s-a întors omul și și-a asumat tot lucrul acesta. Acum vă imaginați puțin ce înseamnă să-ți asumi așa ceva? Omul ăsta avea copii, avea fete, avea și gineri. Vă imaginați că le-a șters la toți. De unde aflăm lucrul acesta? La sfârșit, Mântuitorul zice: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Acum să nu credeți că era vorba neapărat de casa care avea acoperiș de nu știu care sau geamuri termopan. Nu, era vorba de casa lui, de neamul lui. Înseamnă că cei care aveau de suferit prin faptul că el dădea înapoi celor cărora le greșise, aveau acum de câștigat pentru că obținuseră mântuire. E bine, după ce s-a auzit murmurul acesta, ia uite, stă, a intrat să găzduiască la un păcătos și Zaheu își mărturisește gândul, Mântuitorul îi liniștește pe ceilalți și le spune: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam. Iubiți credincioși, eu v-am spus însă la început că vreau să vă vorbesc puțin despre coborârea din minte în inimă. Adică acea coborâre a lui Zaheu din dud în casă. El credea că se pot face lucrurile numai așa, de la o anumită înălțime. Zice: mă, dacă trece pe aici, eu trebuie să fiu mai înalt decât mulțimea. Natural nu pot. Călare nu sunt, deci trebuie să-mi caut un reper. Și și-a găsit dudul. Și Mântuitorul, când i-a zis: grăbește și dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân, a coborât. Dar credeți că din dud a coborât el? Nu. A coborât din rațiune. Și a coborât tot ceea ce învățase, tot ceea ce știa vis-a-vis de drept. Deci știa dreptul, știa cât trebuie să dea înapoi când vine anaful și așa mai departe, dar acum a coborât din rațiunea lui în inima lui și a zis: nu e suficient, eu am fost prea ticălos și nu dau de două ori, dau de patru ori mai mult.
Asta înseamnă să știm unde este sediul rațiunii sau unde vrem să fie sediul rațiunii. Să zicem că noi acum venim la slujbă. Eu, unul ca slujitor, dacă îmi așez rațiunea în cap, trebuie să am în mintea mea tot ceea ce înseamnă ce am învățat la școală. Pe aici se intră, pe aici se iese, se cădește într-un anumit fel. Când mi-aduc aminte, eram diacon la catedrală acum 22 de ani, 23 de ani, și venise un candidat. Și la prima lui cădire, eu aveam obligația să văd cam pe unde se duce. Și am văzut că săracul dădea cu cădelnița, dar se uita în stânga, în dreapta, nu mai avea... Eu am crezut că e din cauza emoției. Dar părintele, care era mult mai în vârstă, ce aia eu de ăștia am mai văzut. Ăsta nu știe nimic. Zic, uite, hai să lăsăm 2-3 zile, vedem cum face. După 2-3 zile am dat seama că nici măcar nu făcuse de 2 ori la fel. Mă, când o iei pe o anumită dungă, măcar faci de 2 ori la fel, de 3 ori la fel. Nu, de fiecare dată făcea altfel, deci clar că nu știa nimic. Dar zic, mă, măcar hai să vedem dacă are și vreo explicație. Și la un moment dat l-am chemat după slujbă, noi la doi pedagogi, așa ce ne aflam, hai să-l îndreptăm pe om. Mă, zic, când ai ieșit cu cădența așa, ai cădit acolo, da, uite, vezi că trebuia să urmărești că mișcarea în biserică se face în sens direct trigonometric, adică în contra acelor de ceasornic, adică la noi timpul se întoarce, nu ne îmbătrânim, noi întinerim la slujbă și așa mai departe. Da, 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 uite, și când ai fost la strana arhierească, ai cădit întâi iconostasul și păi, strana arhierească și trebuia și strana dreaptă și strana stângă și mai departe. Și el așa stă, cum vrei să faci? Vrei să facem și la rece, ca să zic așa, și în afara slujbei, respectiva cădire? Zice, păi stați așa puțin. Am cădit altarul? Da. Am cădit iconostasul? Da. Stranile arhierești? Da. Lumea pe biserică? Da. Bă, am dat cu fum peste tot, să mă lăsați în pace. Acum, cred că asta era rațiunea lui. Dacă el ne-a zis așa, într-adevăr, să știți că nici eu, nici părintele care era Dumnezeu să vă din apropie Dumitru, nu ne-am mai permis să-l mai învățăm ceva, pentru că ne-am dat seama că el știa de toate. Și l-am lăsat în pace. Dar părintele a îndrăzit mai mult decât mie și a zis, auzi, zice, noi nu-ți mai zice nimic. Dar nici tu să nu mai întrebi nimic, că nu-ți mai răspundem. Așa un răspuns, așa atitudine și din partea noastră. Ei, problema este următoarea. Cum facem să mișcăm din cap în inimă? Păi toată viața noastră, când suntem elevi, învățăm. Învățăm, adică acumulăm. Măi, acumulăm, să știți că în cele mai multe și nefericite de adminteri situații, acumulăm în cap. Nu acumulăm în inimă. Trebuie să învățăm acum, că avem posibilitatea asta, că este o școală de duminică aici, nu este o școală de luni până vineri, să învățăm măcar să traducem mesajul din cap în inimă. Și anume, am învățat la școală rânduiala. Bun, am învățat la școală rânduiala, dar mă ajută cu ceva? Da, mă ajută să nu-ți mintesc pe unul sau pe altul, să nu vadă cineva... Cum v-am mai zis eu, că ies pe ușa împărătească atunci când trebuie să ies pe ușa diaconească. Asta da. Dar trebuie să trec mai departe. De ce fac lucrul acesta? Ce simt eu când ies pe ușa ușile împărătești și ce simt când ies pe ușile diaconești? Ce simt eu când sunt ca duhovnic? Acum să știți că duhovnicia nu e așa după ureche, cum cred unii. Duhovnicia este și după carte. Și avem canoane pe care trebuie să le respectăm. Suntem niște judecători în scaun de judecată și trebuie să dăm niște verdicte foarte pertinente. Dar ce facem dacă noi le învățăm așa numai pe deasupra? N-am făcut cutare. 7 ani nu mai vin pe la biserică. Nu te mai împărtășesc. N-am făcut cutare. 15 ani. Am făcut numai știu ce. Dacă însă cobori ce ai învățat, anii ăștia pe care trebuie să-i canonisești și așa mai departe, și începi să participi cu celălalt, zici, uite care-i treaba, e destul de gravă situația, dar hai să împărțim, uite, iei tu jumate și eu și o jumate. Păi cum? Uite așa, vedem ce se întâmplă până la, acum se apropie Paștele, vedem până la Paști care e situația și mai înjumătățim, mai împărțim situația. Dar asta înseamnă
să nu mai judecăm cu mintea? Ba da, dar sediul minții să nu mai fie în cap. Sediul minții trebuie să fie în inimă. Și în momentul în care ajungem la acest lucru, începem să judecăm cu dragoste. Dacă un duhovnic nu-și iubește fiul duhovnicesc, începe să aplice cu el tot ceea ce scrie prin cărți. Și chiar spuneam cuiva, e vorba de canonele Sfântului Vasile cel Mare, pe care toată lumea le știe că erau foarte stricte, dar fiecare canon se încheie așa. Și dacă duhovnicul simte un mare regret, înjumătățește acest canon. Și dacă simte că la următoarea spovedanie se străduiește să nu mai facă, îl mai înjumătățește odată. Asta înseamnă să coborâm din cap în inimă. Și nu se referă numai la duhovnicie sau numai în biserică, nu, peste tot. Și anume, atunci când începem să ne ducem către locul nostru de muncă și avem o strângere de inimă, este un semnal de alarmă. Nu este bine. Și vei spune, bine, bine, dar eu nu am acolo cu cine să vorbesc, să-i spun că eu văd lucrurile altfel. Nu e nevoie să vorbiți cu cel care poate să ia decizii. Vorbiți cu Dumnezeu. Plângeți-vă lui Dumnezeu și duhovnicului. Îmbrățișați-vă și cereți de la Dumnezeu să nu fie nevoie să lămuriți pe cineva. Primul care trebuie lămurit este propria persoană. Și în momentul în care am coborât gândul acesta că nu mă mai pot duce la serviciu cu tare, l-am coborât în inimă, îi iubesc pe toți și Dumnezeu sigur va găsi o soluție prin care să ne scoată din acest calvar. Pentru că Dumnezeu nu ne-a făcut să ne chinuim pe fața pământului. Dumnezeu ne-a făcut să fim fericiți. Atunci ajungem la concluzia că dușmanul fericirii noastre este rațiunea atunci când stă în cap. Dacă nu o coborâm în inimă, ne este dușman. Dacă o coborâm în inimă, rațiunea ne este cel mai bun prieten și aliat de nădejde. Iubiți credincioși, niciun necaz și niciun lucru pe care îl așteptăm să se împlinească cu bine pentru noi nu este gratuit, este o lecție. Decât că noi nu vrem să coborâm din... Imaginați-vă acum pe Zaheu, care, stând acolo să-l vadă pe Iisus, că pe acolo vrea să treacă, stând în dud și zice, Mântuitorul trece și zice, Zaheu, grăbește-te și te jos. Zice, nu, Doamne, că eu vreau să te văd de sus. Așa este omul, așa suntem noi, fiecare dintre noi, așa suntem. Când zice Dumnezeu, băi, mai lasă puțin, că hai să vezi, să înțelepțește și șefa mea tale care vrea să fie acolo neapărat, să înțelepțește și să dea seama că dai randament mai mare și acasă poți să lucrezi și mai bine și mai mult și atunci când îți place ceea ce faci, îți imaginezi că îți ies lucrurile foarte bine, dar noi nu, eu trebuie să mă duc la program. De ce să mă duc la program? Ce înseamnă programul? Altă problemă a rațiunii. Dacă este în cap rațiunea, dar dacă am coborât rațiunea în inimă și suntem sinceri cu noi, programul este altceva decât un orar. Programul este o permanență și în momentul în care suntem sinceri cu noi și ne străduim să facem ceea ce este bine, cu siguranță că vom fi judecați de ceilalți altfel decât îi judecă pe ceilalți. Adică, întotdeauna primim ceea ce semănăm. Niciodată nu trebuie să uităm că cine seamănă vânt culege furtună. Și noi culegem ceea ce am semănat. Se spune că odată, într-un autobuz, era o doamnă în vârstă. Și se uită așa fix, era englezoaică, se uită fix la un tânăr de lângă ea și spune, dumneata ești irlandez. Ăsta săracul s-a uitat în stânga, în dreapta, nu mai era nimeni să... Zice, doamnă, nu vă supărați, dar cu tot respectul, nu sunt irlandez. La următoarea stație, iar se uită la el și, dumneata, sigur, ai pe cineva irlandez în neam. Doamnă, nu vă supărați, decât știu eu, chiar nu am.
L-a frecat așa vreo 5-6 stații până ăsta să coboare. Așa, dar a stat, că omul trebuia să ajungă până la cap de linie. Acum nu știu dacă doamna trebuia să coboare sau nu, sau mai aștepta încă o tură cu autobuzul, dar își pusese în cap să-l facă pe ăsta să înțeleagă, că trebuie să zică așa cum zicea ea. Și la urmă ăsta plictisit și mă, ești sigur irlandez? Doamna, puteți să recunosc, da, sunt irlandez. Și ea se uită și mai lung și zice, auzi, dar știi că nu semeni. Asta se întâmplă cu o rațiune care vrea cu tot din adinsul să ajungă undeva. Ei, și când a ajuns, nu e bine că a ajuns. Dar să nu le dăm jos din autobuz. În autobuz, o doamnă în vârstă și un tânăr stând pe scaun. Și cum o vede, sare așa ca mușcat de șarpe. Da, doamnă, dar poftiți, așa pe scaun, să așeze doamna așa foarte liniștită. Ce, nu vă supărați. Cred că așa, tinere, cred că sunteți ardelean. Și toată unde știți, doamnă, că nici n-am apucat să vorbesc. Ce, pentru că sunteți foarte politicos și bine crescut. A, zice, doamnă, nu vă supărați, dumneavoastră înseamnă că sunteți bucureșteancă. De ce? Pentru că nu mi-ați mulțumit. Asta înseamnă jocul între rațiune și sentiment. Cum îl simțim pe celălalt? Dar îl simțim așa cum este sau nu? Se spune că odată un copilaș este întrebat la școală de către, dacă vă ziceam, după vremea mea, l-a întrebat tovarășa. Să ne descrieți fiecare dintre voi o zi din viața voastră, cu amănunte cât mai multe. Și a întrebat un coleg de-al lui și a spus, eu mă trezesc de dimineață, mă spăl pe față, mă spăl pe dinți, îmi beau lăpticul pe care mi-l pregătește mămica, mănânc cât se poate de mult, niciodată n-am reușit să mănânc tot și așa mai departe, vin la școală, după aia mă întorc de la școală, sunt atent cu colegii, merg liniștit în autobuz, vin acasă, îmi fac temele, îi spune toată ziua de-a capul al fine și foarte mulțumită, tovarășa, i-a zis, bine, stai jos. Și întreabă și pe copilașul nostru, zice, povestește și tu. Zice, eu mă trezesc dimineață și șterg promisiunile cu prosopul. După aia mă duc, mă spăl pe dinți, mă mai uit o dată, mai șterg promisiunile o dată cu prosopul. Mă duc la bucătărie, văd ce mi-a pus mama, mă întorc, mai șterg promisiunile cu prosopul. Mănânc tot, mă duc, mai șterg o dată. În drum spre școală, mai șterg încă o dată. Mă duc la școală și când mă întorc, șterg promisiunile cu prosopul. Mă așez la masă și după aia iar mă duc să șterg. Bun. I-a zis omul toată tărășenia asta și zic, doamna, nu te supăra, dar eu nu înțeleg care e cu promisiunile astea. Aha, zice, am uitat să vă spun. Bă, tata l-a ales primara cu câteva luni. Și la noi, cum închidem ușa, acum vin și scriu cu cretă promisiunile. Cam asta este situația. Asta nu apropo de zăpadă, de dezăpezire, că putea să vezi cu dezăpezirea, dar n-am intrat în amănunte. Ce se întâmplă? Dacă promitem cuiva ceva, hai să ne ținem de ce am promis. Așa cum Zaheu a zis, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. O să spuneți, păi da, da, poate că el avea de unde. Avem și noi de unde. Dacă am nedreptățit pe cineva, să nu credeți că i-am luat oaia din curte. Nu, 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 nu. I-am luat, probabil, entuziasmul cu care a venit la noi să ne ceară ceva. Chiar îmi aduc aminte pe cineva care era cunoscut, că era mai pricopsit în satul nostru și vede pe unul mai amărât așa, care s-a apropiat de el și aștepta bietul om să intre în raza acustică a lui ăsta mai pricopsit, dar ăsta și mai atent, cum s-a apropiat așa la distanța la care putea să audă, înainte de a cere ăsta ceva, zice, n-am. Ei, să nu credem că a nedreptăți pe cineva cu ceva înseamnă a-i lua ceva. Înseamnă a nu-i da ceva. Sau a nu răspunde. Măi, chiar dacă nu poți să-l ajuți pe om material, măcar nu îi reteza așa de la început entuziasmul.
Vine omul la tine și știi că n-ai. Mă, știi că n-ai, dar nici nu poți să fii escros sentimental, zici, hai că să vedem. Nu, băi, uite, hai vină încoace. Hai să ne gândim. Vedem pe unde găsim. Mai știu și eu niște oameni care, pentru care pot să dau garanție. Hai să căutăm împreună. Dar dacă zici de la început, n-am, săracu bietul om, m-a întrebat cineva dacă pot să ajung într-o anumită zi la el. Și dacă ziceam, nu pot de la început, deja se încheia toată discuția. A zis, stai puțin, hai să vedem, poate mai ai și alte libere, să cădem de acord, încet, încet. Unui om, când afli că nu poți să-i rezolvi o problemă, trebuie să te gândești cum i-o poți rezolva, astfel încât el să nu intre în panică, pentru că se poate crea o panică. Niciodată să nu răspundeți nu, nimănui, pentru că mințiți. Sigur există o cale. Și spui, uite, acum nu îmi dau seama unde e, dar sigur există o cale prin care noi trebuie să rezolvăm împreună această problemă. De exemplu, dacă vă întreabă cineva dacă îl puteți ajuta, hai să vedem. Uite, eu pun tot ce am la dispoziție. Vedem ce putem. Poate că până la urmă vă vedeți seama că nu puteți să-l ajutați cu mare lucru. Da, dar nu i-ați întors spatele și nu i-ați zis nu. Asta înseamnă că ați coborât rațiunea care vă spunea clar, bă, nu ai cu ce să-l ajuți pe ăsta, ai coborât-o în inimă. Pentru că asta a făcut Zaheu. Asta ne cere nouă Dumnezeu. Iubiți credincioși, măcar pentru jumătate de zi care ne-a rămas, să facem un exercițiu de imaginație și să vedem orice lucru pe care l-am refuzat săptămâna care a trecut. Că mintea ne poate juca feste după aia. Numai așa de ieri, alaltăieri. Să vedem dacă am refuzat pe cineva cu ceva, să vedem, mă, dar dacă eu părăseam rațiunea asta care mi-a zis clar, știți, la rațiune cum e? E ca la contabilitate. Ai încasări, cheltuieli, sold. Dacă vrei să ai soldul mai mare, ori scazi din cheltuieli, ori mărești încasările. Asta e clar, asta e rațiunea. Dar rațiunea duhovnicească, care își are sediul în inimă, are un sold nelimitat. Și economia sau economia creștină pornește invers. Nu mai pornește de la încasări, cheltuieli, sold, pornește de la sold, care e nelimitat, și poți să reglezi funcție de un sold nelimitat, poți să reglezi cheltuieli și încasări altfel. Ei, asta trebuie să facem noi acum. Să inversăm lucrurile. Să nu mai credem că sediul rațiunii este numai în cap și numai în ceea ce am învățat. Sediul rațiunii este în ceea ce simțim. Și dacă simțim, înseamnă că suntem pe drumul lui Zaheu. Și am să închei spunându-vă dintr-o tradiție pioasă despre faptul că Zaheu, toată viața, după întâlnirea cu Hristos, a avut atât de mare grijă de dudul în care s-a suit și l-a văzut pe Hristos, încât până astăzi există mărturia acelui dud al lui Zaheu. Era un sicomor. Și noi trebuie să avem grijă de reperul pe care ni l-am ales și datorită căruia l-am văzut pe Hristos. Pentru că grija noastră este ca schimbarea să se facă până la capăt, nu cu jumătăți de măsură. După ce am trecut copul, să uităm strategia. Nu, trebuie să fie o strategie, nu pe termen lung, pe veșnicie. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.